Capitolul 7. Farisei și datina bătrânilor. Farisei și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Isus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și fariseii și cărturarii l-au întrebat: Pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate? Isus le-a răspuns: Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris. Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. El le-a mai zis. Ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Căci Moise a zis: Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. Voi, din potrivă, ziceți: Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale ori cu ce te-aș putea ajuta este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine. Și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Ce spurcă pe om? În urmă a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis, Ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca. Dar ce iese din om, aceea-l spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. După ce a intrat în casă, pe când era departe de Norod, ucenicii lui l-au întrebat despre pilda aceasta. El le-a zis, Și voi sunteți așa de nepricepuți?" Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece și apoi este dat afară în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. El le-a mai zis, ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Femeia cananeancă Isus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul tirului și al sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Căci, îndată, o femeie, a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre el și a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică, de obârșie sirofeniciană. Ea îl ruga să scoată pe dracul din fica ei. Isus i-a zis, Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, i-a răspuns ea, dar și cățeii de sub masă mănâncă din fărâmiturile copiilor. Atunci Isus i-a zis, pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit dracul din ficăta. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea. Vindecarea unui surd omut Isus a părăsit ținutul tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galilei, trecând prin ținutul de capole. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis: E fata, adică deschidete! Îndată i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit. Isus le-a poruncit să nu spună nimănui. Dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât îl vesteau mai mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau: Toate le face de minune, chiar și pe surzi îi face să audă, și pe muți să vorbească.